Evenimentul de miercuri seară a fost deschis de Valentin Coman. High School Band, care a început anul trecut, undeva în vară, și vreau să vă spun că am așa o mândrie foarte mare, fiindcă în momentul în care s-a inițiat acest proiect, foarte puțină lume ne-a dat vreo șansă. Au avut senzația că o să fie așa un pedalat în gol, că nu o să se întâmple nimic și după vreo 3-4 luni o să ne ducem acasă, o să ne vedem de treabă. Nu. Ne vedem în seara asta aici, la al treilea fest. Primii care au urcat pe scenă au fost cei de la trupa nouă. Trupa Vector Director le-a urmat celor de la trupa nouă. Cel de-al treilea grup care a urcat pe scenă a fost South River. Ultimii, dar nu cei din urmă, au fost cei de la The Takes Off. Din juriu a făcut parte și colegul nostru Vali Crângașu, care nu a ratat ocazia să facă cunoștință mai bine cu tinerii cântăreți. Eu mă numesc Răducan Eusebio, sunt și la liceul de artă și sunt foarte mulțumit de Take Off. Salut, sunt Ștefan, sunt basistul trupei. Sunt foarte fericit de concertul care l-am dat în seara asta și sper să facem mai bine data viitoare. Ok, mai departe. Eu sunt Roxana, cânt la bas, clasa 10 la Ovidius, melomană, desenatoare și mai departe. Concursul continuă și vineri după ora 17. De data aceasta, pe scenă vor urca Words on Sand, 13 cuvinte, No Paradise și Himera. Proiectul High School Band este conceput de Grupul pentru Jurnalism, Cultură și Comunicare și are ca scop recrearea trupelor de liceu și atragerea în acest fel a tinerilor către muzică. 1, 2, 3 și... Suntem South River și urmăriți